Ignatul se va desfășura joi, 19 decembrie, în zona BMO, începând cu ora 9. Evenimentul va fi deschis de către președintele Asociației de Turism, Dumitru Boțilă, urmată de predarea ștafetei de la primarul Comunei Bascov, organizatorul celei de-a patra ediții, la primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu. Competiția se va axa pe promovarea tradițiilor românești, astfel că fiecare participant va sacrifica câte un porc în stilul tradițional. În paralel va avea loc deschiderea simpozionului intitulat Mioveni, oraș frumos, cu mașina și pe jos, făcându-se totodată o scurtă prezentare a masterplanului turistic a județului Argeș din partea Consiliului Județean. În program este inclusă și o lansare de carte Rețetar de produse tradiționale românești, a cărei autor este Dumitru Boțilă. Tot cu acest prilej, gurmanzii pot degusta din preparatele tradiționale expuse, dar și din cele pregătite pe loc după sacrificarea porcilor. Ziua se va încheia cu festivitatea de premiere, urmată de un scurt program folcloric prezentat de ansamblul de copii Doinitorii Runcului din Dâmbovița. La eveniment au fost invitate să participe toate primăriile localităților din județul Argeș.